Bună ziua! Interviurile video PS News continuă astăzi, iar alături de mine este domnul primar Daniel Florea, primarul sectorului 5 și candidatul PSD pentru un nou mandat. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație! Discutăm pentru început despre anunțul făcut ieri de către Maricel Ciolacu, cel care este președintele interimar al PSD acum. PSD pregătește moțiunea de cenzură. Am înțeles că luni va fi depusă. Când va avea loc votul? S-a stabilit în PSD un calendar al moțiunii? Cel mai devreme la 5 zile după depunerea moțiunii. Dar eu cred că se va încerca tergiversarea sau vor încerca cei de la PNL să tergiverseze. Oricum, nu mai târziu de începutul lunii septembrie. Deci cel mai târziu deci, în august. În august, încercăm în august cât mai repede, pentru că am vrea să nu aibă timp să mai dea vreo ordonanță sau să încerce să nu majoreze cu 40% punctul de pensie sau să încerce să nu dubleze alocațiile pentru copiii de la 1 septembrie. Și atunci încercăm să dăm jos acest guvern până la 1 septembrie, pentru că nu trebuie nici bătrânii noștri și nici copiii noștri să plătească prețul incompetenței PNL. Bun, dar se poate în stare de alertă? Că suntem în stare de alertă, am înțeles astăzi, spunea Tătaru, că va fi prelungită chiar starea de alertă. Se poate. Noi am tot încercat să fim responsabili, am tot încercat să nu dărâmăm guvernul în perioada stării de alertă. Am încercat să discutăm cu ei, nu s-a reușit. Noi nu avem o colaborare cu guvernul. Guvernul este opac și obtuz. Nu ne spune ce... ne dă informații esențiale pentru desfășurarea activității noastre, și oricum le dă trunchiat dintr-o perspectivă proprie și de cele mai multe ori, din păcate, fără legătură cu realitatea. Eu pot să vă spun că eu, ca primar de sector, nu știu câți bolnavi de COVID am în sector și unde. Și dacă am oameni internați, câți sunt internați în sectorul 5? Este și Marius Nasta, spitalul de pneumologie, unde sunt foarte mulți bolnavi, este și spitalul municipal, care e cel mai mare din țară. Și eu nu știu de ce nu aveți o statistică? Pentru că nu ne dă DSP-ul, Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, știu eu, nimeni, grupul acela de comunicare, nimeni nu ne spune și nu numai mie, niciunui primar de sector. Noi nu știm câți bolnavi de COVID sunt în București, cât sunt din București și cât sunt din afară internați în spitale din București, cât sunt în zonele pe care le avem noi în administrare, pentru că m-ar ajuta și să intensific, știu eu, dezinfecția. M-ar ajuta să știu dacă e pericol la deschiderea unei unități de învățământ. Pentru că s-ar putea să fie, nu știu, administrator de bloc, care se întâlnesc cu foarte mulți oameni în timpul zilei. Și s-ar putea să fie unul bolnav. Păi n-ar trebui să știu eu să intervin mai mult acolo. Un director de școală sau un profesor, care ar trebui să fie în activitate, care poate s-a întâlnit cu cineva. Astea nu le știm. Ați încercat? Am încercat și mi s-a spus că... Ni s-a spus că sunt date pentru de uz intern pentru cei care au competențe în combatere, adică Ministerul Sănătății și DSP-urile. Noi nu avem dreptul să cunoaștem aceste date. Mie mi se pare o aberație. Gândiți-vă că acum au dat această responsabilitate a deschiderii unităților de învățământ, mai e fix o lună. Azi e 13 august, pe 14 septembrie se deschid școlile, da? Au dat responsabilitatea, încearcă să o arunce în cărca primarilor și a directorilor de unități de învățământ. Păi dacă noi nu avem aceste date, noi nu știm dacă sunt sau nu sunt niște mini focare de infecție în jurul unor unități de învățământ. Unde este riscul mai mare? Nu știm dacă, în ce fel se va începe anul școlar. Nu știm dacă se vor da tablete și cui. Eu am 33.000 de copii în sector. Nu știu dacă vor primi tablete toți sau numai unii sau 100 sau 1000. Mi s-a aruncat o cifră de la Ministerul Învățământului. O să primească 1000 de oameni, 1000 de copii. Dar cine, unde, pe ce criterii, nu știu. Nu știu dacă acești copii vor avea dreptul la o cartelă cu internet atașată acelei tablete. Pentru că altfel, cum să facă învățământ online? Și va veni tot la noi. Ori achiziționarea de asemenea produse nu se poate face de pe o zi pe alta. Dacă ei îmi spun mie pe 10 septembrie că pe 14 începe școala și eu trebuie să achiziționez, nu știu, 33.000 de cartele, trebuie licitați, sunt niște proceduri. Teoretic, nu Ministerul Educației se ocupă de achiziționarea cartelelor? Nu s-a ocupat de nimic. Ministerul Educației nu s-a ocupat de nimic în ceea ce privește începutul anului școlar. Au dat
niște măști, câteva, la unitățile de învățământ atunci când a fost evaluarea națională și bacul. Dar în rest nimic. Noi ne-am ocupat de tot. Bine, bineînțeles că ne ocupăm de igienizarea unităților de învățământ, clădirilor și asta. Dar am cumpărat termoscanere, dezinfectant, măști, am asigurat distanțarea. Acum, dacă spun că va trebui să se asigure distanțarea, practic se reduce spațiul de învățământ, sala de clasă, va deservi o treime dintre elevi. Cu ceilalți, ce facem? Sunt unități de învățământ pe care încercăm să le extindem, să... Perioada asta de pandemie ne-a încurcat pe toți. În afară de faptul că n-au mai fost suficienți bani, dar nu au mai existat destui oameni care să vină să muncească. Le-a fost teamă de asta și n-au venit să muncească. Constructorii n-au muncit. E o problemă cu cash flow-ul, cu bani, e o problemă cu furnizarea de materiale de construcție. A fost o problemă în lanț pe care guvernul nu numai că nu a soluționat-o, dar nici măcar n-a acceptat-o pentru o discuție. Dar există probleme cu banii la primăria sectorului 5? În acest moment nu există probleme cu banii, pentru că aveam niște investiții, aveam de gând să fac niște investiții, să refac cât mai repede piața de flori, pentru că era acolo era o șerpărie, nu mai corespundea din punct de vedere igienico-sanitar și pentru funcționare, și atunci voiam să încep refacerea pieței de flori, voiam să încep refacerea pieței 13 septembrie. Am renunțat la astea pentru a putea să suplimentez tot ceea ce înseamnă dezinfecție și ajutor pentru persoanele în nevoie. Să știți că în această perioadă foarte mulți oameni și-au pierdut locul de muncă. Eu am foarte multe cereri de ajutor social. Sunt oameni care spuneau, nu mai avem ce să mâncăm, de 3 zile nu le-am mai dat copiilor să mănânce. Sunt persoane care spuneau, când dați bursele copiilor, că nu avem din ce trăi numai din bursele copiilor. Problema socială este foarte gravă. Faptul că guvernul nu vorbește despre asta și nu ne-a dat niciun ban. Noi n-am primit niciun leu de la guvern pentru combaterea pandemiei. Ne-am descurcat cu bugetele pe care le aveam. La rectificarea bugetară la fel. Nu ne-au dat un leu. Nu vă mai spun că Bucureștiul nici măcar n-a fost trecut pe lista aia. Până la urmă au zis, bine, vă dăm. Și ne-au dat pe tot anul, dar nu pentru combaterea pandemiei, ci ca o echilibrare bugetară, 6,6 milioane de lei pentru cei 300... Bine, de adevărat, alea sunt cam 420.000 de locuitori în sectorul 5, pentru că sunt mulți care lucrează acolo, trăiesc pe lângă, dar știți cum, închiriez, dar nu prea declari, tot felul de chestii de-astea. Dar sunt 310.000 de locuitori. 6,6 milioane de lei împărțit la 310.000 de locuitori împărțit la 12 luni dă 1,80 lei de om. Deci cam atâția bani a dat guvernul ăsta, de-aia am și spus guvern de 2 lei. Ne-a dat sub 2 lei, 1 leu și 80 de bani de om pe lună. E o bătaie de joc, nu poate să cumpere omul ăla nimic de bani, iar noi nu putem folosi. Și atunci am prioritizat, am cam 160 de milioane de lei în reabilitarea unităților de învățământ în acest moment și am mai cheltuit în jur de 50 de milioane de lei, nu știu să zic exact, pentru că în fiecare zi suma se modifică în sus, pentru combaterea pandemiei, pentru ajutoare de urgență, pentru mâncare, pentru dezinfectant. Știți că a trebuit să punem dezinfectant în toate scările de bloc. Cât cheltuie primăria sectorului 5 pe ajutoare sociale pe an? Ați făcut așa un calcul? Noi cheltuim, bugetul nostru este undeva la 580 de milioane de lei. A fost cel mai mare buget din istorie anul trecut, în 2019. Dintre aceștia, aproape 55 de milioane de lei cheltuim pentru asistență socială. Deci undeva sub 10%. Pentru că eu am fost primul care a spus că nu mai acordăm ajutor social dacă nu se prestează muncă în folosul comunității. M-am gândit că dacă oamenii tot plătesc impozite și taxe, ele se întoarcă sub formă de muncă prestată de cei care au nevoie de ajutor social. Banii ăștia s-au dus în muncă, din păcate însă s-a redus drastic numărul celor care vor să muncească. La momentul ăsta, beneficiari de ajutor social pentru muncă în folosul comunității sunt sub 100. Nu mai vin, nu le mai dau. Și atunci banii ăștia i-am folosit pentru învățământ, pentru rechizite, gratis, pentru programul de școală după
școală pentru programul de două mese calde la prânz și seara pentru copiii care stau la after school. Uite, pentru acest program care merge senzațional cu grădinița de vară în care copiii sunt la grădiniță și părinții se pot duce la lucru și să-i lase acolo ca și cum ar fi la grădiniță în continuare. Sunt aproape 2000 de copii care beneficiază lunar de asta. Avem un program de un fel de before and after school, unde sunt în programul ăsta 600 de copii pentru cei de vârstă școlară, clasele 1-4. Și toate aceste cheltuieli sunt suportate de primărie, tocmai pentru a ajuta părinții. Am încercat în această perioadă să angajăm cât mai mulți oameni, că avem nevoie la societatea noastră de salubrizare, la spații verzi, la societatea noastră de infrastructură. Le-am creat, le-am utilat. Avem utilaje, cele mai moderne utilaje din țară. Din păcate, am avut mari probleme în a angaja personal. Din cauza fricii de coronavirus, mulți au refuzat să vină, alții veneau, se angajau și după două zile își luau concediu medical și trebuia să le plătim salariile. Da? Alții veneau și spuneau, a, păi nu, că e prea mult de muncă, hai să vedem cum fac, mai ținem tu locul. Acum lucrurile s-au mai reglat. Dar a fost o problemă foarte mare. Ne trebuie, pentru utilajele de la salubrizare, de la infrastructură, ne trebuie șoferi profesioniști. Să știți că a fost o perioadă în care n-am găsit. Aveam utilaje pe care nu le puteam folosi pentru că nu aveam suficienți șoferi profesioniști la anveloparea blocurilor. E ciudat dacă ne uităm, apropo, la șomaj, la câte persoane au intrat în șomaj în România și totuși nu găsim oamenii să... Pentru că le-a da, odată că le-a fost frică și odată au spus că hai să ne gândim, uite, la învelopare se lucrează pe schelă, la înălțime. E foarte cald, a fost o perioadă în care a plouat foarte mult. Sunt uneori niște rafale de vânt foarte puternice. Nu mulți muncitori vin să lucreze pe schelă la înălțime de 20-30 de metri. Nu au vrut să vină. A fost o problemă. Nu s-au mai putut aduce muncitori din străinătate. Pentru că cei din zona asiatică au fost foarte, foarte afectați de coronavirus. Nu s-au mai putut aduce muncitori de acolo. Nu s-a mai produs în țările de unde se aducea, din China, din Italia, din Spania, din Turcia, se aduceau materiale de construcție, tot felul de lucruri, nu s-au mai adus. Fabricile nu au mai produs. Și atunci s-a creat un lanț din ăsta, un gol, care se reverberează negativ în economie. Oamenii au rămas acasă, gândiți-vă cât sunt acasă numai din servicii, nu vorbesc numai din sfera construcțiilor, cât sunt acasă în acest moment care lucrau la computer pe la birou și acum lucrează de acasă. Cei care închiriau birouri sunt într-o perioadă foarte proastă a existenței lor, pentru că majoritatea încep să se golească. Dincolo de asta, sunt niște meserii care probabil că în următoarea perioadă vor dispărea. Aș vrea să discutăm și despre o problemă care am văzut, a intrat în atenția opiniei publice în ultima perioadă. Mă refer aici la răfuielile dintre clanurile mafiote bucureștene. Sunt oameni care aleg să oculească multe zone din București și asta este realitatea din cauza fricii. Cum a ajuns București în situația aceasta? Cum a ajuns aici? Eu cred că aici a fost o greșeală colectivă. Unii au refuzat să vorbească, să înțeleagă pe cei din comunitățile respective, iar cei de acolo au zis, bă, până la urmă noi așa trăim de sute de ani, o să trăim și în continuare, indiferent că vă convine sau nu. Și să respecte propriile reguli, propriul mod de a-și căpăta un colț de pâine, propriul mod de a se raporta la ceilalți, propriul mod de a judeca conflictele între ei. Cred că ar fi trebuit să facem mai mulți pași concreți. Noi am făcut următorul lucru. Am recunoscut că există problema, dar de-a lungul timpului doar s-au făcut hârtii. S-au prefăcut responsabilii că fac ceva. De fapt au făcut niște statistici, niște hârtii, am făcut niște filmulețe, mi-a convenit că ne-am arătat peste tot partea urâtă din
din societate sau partea cu probleme, dar concret nu s-a întâmplat nimic. Abia acum încercăm să facem lucruri concrete. Noi am luat, este pentru prima oară în istoria Bucureștiului, când există o strategie integrată de dezvoltare a unei zone defavorizate, cum avem noi în Ferentari, mai am alta pentru Amurgul, am o strategie integrată de dezvoltare a sectorului 5, este pentru prima oară când există așa ceva, și accesăm aproximativ 25 de milioane de euro pentru construcția de grădinițe, pentru construcția de școli, pentru repararea unor blocuri, pentru dotarea unor blocuri care sunt fără apă caldă, fără căldură, nu au, unele sunt deconectate de la apă sau de la curent. Trebuie să facem ceva cu ghetourile acelea. Sunt multe lucruri pe care le avem de făcut, dar trebuie să conștientizăm asta și să încercăm să o rezolvăm împreună. Din păcate... Este Poliția Română în depășită de situație? Ministerul de Interne. Am văzut o declarație zilele trecute făcută de domnul Vela să românii să stea pe liniștiți. Aveam de ce să ne îngrijorăm? Avem de ce să ne îngrijorăm numai dacă nu facem eforturi comune pentru a rezolva situațiile astea. În momentul în care situații punctuale ajung să se generalizeze, cum a fost aceasta cu clanul Duduianu și cu... Ai o situație punctuală, o generalizez ca și cum ea este o problemă la nivel național și toți sunt la fel, ceea ce e incorrect în ambele sensuri, și că nu e o problemă la nivel național și că nu toți care sunt din de etnie romă, că și românii și spaniolii și italienii și grecii fac la fel. Nu toți sunt așa. Dar pe de altă parte trebuie să realizăm că nici ei nu fac eforturi pentru a li se schimba percepția asta. Iar poliția de-a lungul timpului a reușit să facă niște lucruri, din păcate prea puțin, n-au reușit să țină pasul cu nivelul de violență al unor grupări infracționale. S-au axat foarte mult pe alte lucruri, pe protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor, pe protejarea drepturilor infractorilor, dar despre drepturile victimilor nu prea vorbim, despre protejarea celor care fac parte din alte grupuri sociale decât cele majoritare, dar majoritarii au fost dați deoparte. De multe ori poliția a încercat să se europenizeze plecând de la vârf în jos și nu invers, pentru că la bază, polițistul de la bază este cel care are cel mai mare rol, nu șeful. Că șeful este șeful în an, 2, 3. Polițistul ăla lucrează 30 de ani, 40 de ani în sistem și e acolo între oameni. E, oamenii ăia trebuie protejați în primul rând. Cred că aici a fost greșeala cea mai mare pe care a făcut-o Ministerul de Interne de-a lungul timpului. Eu am încercat... Sectorul 5, cum e situația? La noi este... Văzusem zilele trecute o hartă împărțită pe... Am văzut-o și eu. Am văzut-o și eu. Am râs de ea. Pentru că sunt niște chestii făcute din, cum să spun, din burt, așa. Nu neg că există niște modalități alternative de reglare a problemelor între oamenii din zonele respective, dar de când sunt eu primar, în ultimii 4 ani, conform statisticilor oficiale ale Poliției Române, sectorul 5 este cel mai sigur sector din București, de departe. Adică are un grad de infracționalitate scăzut față de toate celelalte sectoare care au mediu sau ridicat. Sectorul 1 are mediu, sectorul 3 are ridicat, are nivel de infracționalitate dublu față de sectorul 5. Pentru că în momentul în care discuți și rezolvi problemele, orice tentativă de agresiune se reduce. În momentul în care încerci să faci pe grozavul și celălalt din fața ta încearcă să facă pe grozavul. Și atunci, în loc să rezolvi, nu faci decât să accentuezi o stare de nemulțumire, pe care nu o poți rezolva niciodată prin violență. Am reușit, am făcut acel sistem de supraveghere video integrat a sectorului cu 400 de camere, cu cel mai modern dispecerat. Avem acel program cu ceas cu buton de panică, dacă au primit 1500 de copii, au asemenea ceas, dacă aveau fetița aia de la Caracal, nu pățeau ce au pățit, pentru că în momentul în care se apasă butonul de panică de pe ceas, mie mi se aprinde în dispecerat un beculez roșu și imediat activez camera de luat vederi și văd ce se întâmplă.
Orice, am pus mai multe zone de intervenție pentru poliția locală, astfel încât ajung în 2 minute în orice zonă din sector cu intervenția. Deci lucrurile astea trebuie să făcute. Și în momentul ăsta prevenția are un rol foarte important. Sunt, din păcate, eu sunt mândru că suntem singuri, din păcate suntem singuri la nivel național care la poliția locală au un departament specializat de prevenire a violenței în mediul școlar. Avem un program pentru membrii de familie care sunt victime ale violenței în familie, tot așa, unic la nivel național. Noi plătim chiria pe o perioadă, am făcut prima oară pentru 2 ani, pe care am extins-o la 5 ani, pentru victimele violenței în familie, cu condiția ca soțul victimă și copiii, soțul se ducă la școală și la muncă și copiii se ducă la școală. Dacă nu se întâmplă asta, ies din program. Dar ei se duc. De ce? Pentru că trebuie să fie învățați cum e în afara unui mediu violent, să fie învățați să-și ia singur viața în mâini, să înțeleagă că se poate și fără să stai pe stres, să întinzi mâna sau să încerci să găsești pe o bucată de pâine, că poți să te duci la școală, poți să ai acolo condițiile cele mai bune, poți să, să mănânci 2 mese calde pe zi. Am reușit să combatem absenteismul și în unele zone am redus foarte mult nivelul de violență pentru că toți copiii nu mai sunt pe străzi și sunt la after school. Prima oară pentru că mâncau și pentru că primeau rechizite și pentru că învățau să cânte sau să joace fotbal sau să facă box.